Zia săptămânii rămâne călduroasă la nivelul întregii țări. În zonele de câmpie și podiști, disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi mai mult senin astăzi, dar la munte sunt posibile ploi scurte de vară în a doua parte a zilei. Maximele termice se vor încadra între 29 și 37 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori pe litoral. 33 de grade sunt prognozate la Vaslui și Bacău, 32 la Brașov, 36 de grade la Deva, Târgu Jiu, Craiova și Galați și 30 de grade la Suceava. Noaptea care urmează va fi una călduroasă, cu minime de 25 de grade Celsius în zonele de câmpie și 16 grade în depresiuni. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. În capitală, cerul va fi astăzi senin, iar maxima zilei va fi de 36 de grade Celsius la umbră. După prânz, disconfortul termic va fi accentuat. În zilele următoare, vremea rămâne la fel de călduroasă, cu maxime de peste 34 de grade și fără precipitații. Nopțile ce vin vor fi senine, cu minime de 19-20 de grade. Pe litoral, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi maxime de 29 de grade Celsius. Cerul rămâne senin, iar vântul va sufla astăzi slab și moderat. Noaptea va fi călduroasă, cu minime cuprinse între 19 și 21 de grade Celsius.